Da, bună România, ne-am întors în direct. Trăim în țara în care antreprenorii și firmele de succes sunt puse la zid, sunt o problemă, sunt anchetate de DNA, ne luptăm cu ele, nu suntem de acord. Uite, de exemplu, firma Teldrum. Firma Teldrum, din câte știți cu toții, este o firmă de mare succes, de o firmă care într-o țară, așa cum este România înapoiată, a venit și a asfaltat, n-a lăsat nimic neasfaltat, a asfaltat până și pădurile, a asfaltat tot în zona Telorman. Este o firmă de mare succes și am văzut ieri, i-am văzut în imagini alalte când au fost la DNA, pe celebrii antreprenori. I-am văzut intrând acolo, erau niște oameni modești, erau niște oameni îmbrăcați modest, niște oameni pe care greu îi corelai cu succesul. Azi a apărut un tabel Excel cu contractele acestei firme Teldrum. Hai să-l dăm să-l vedem. Contractele Teldrum. Un tabel, o nebunie, pur și simplu. Să vedeți cu ce se ocupă Teldrum. Ia uitați acolo. Deci este o firmă de real succes. Avem contracte, uite că nu văd eu până acolo, dar... Ce? Dar cine a asfaltat, domnule, Teldrumul? Deci toată țara este asfaltată de către această firmă Teldrum. Și acum vin eu și vă întreb pe dumneavoastră, că suntem între noi oamenii și putem să discutăm deschis, așa, nu ne ferim de cuvinte. Domnule, de ce nu-l știm pe marele, de ce în urma acestei firme de succes cum este Teldrumul, nu avem un mare antreprenor care să apară în top force, pe care să-l chemăm, pe care să dăm drept exemplu de om care a reușit, care a știut ce are de făcut în viață, care să ne explice cum a reușit, cum au decurs lucrurile, cum au pus cap. Pentru că e până la urmă un exemplu pozitiv. De ce nu le avem pe acest om? Nu vi se pare o chestie ciudată că vorbim despre o firmă de atâta succes, iată câte contracte cu statoare, Teldrum, și nu știm un antreprenor măreț care să fie, să ne explice, să ne... Și mă gândeam că lucratul ăsta așa prin interpuși pe care îl suspectăm mulți dintre noi, ar fi trebuit să meargă un pic mai departe. Adică de ce domnul Dragnea s-a oprit doar la zona de business cu interpușii? De ce nu ar trebui să existe, nu știu, poate domeniul acela, putem să zicem domeniul Dragnea, da? Domeniul acela pe care le știm cu toții, de ce n-ar fi trebuit să fie acolo un om care să locuiască acolo, care să-l stăpânească? De ce? Adică aș fi mers un pic mai departe, poate și soția. De ce n-ar trebui să fie, să lucreze prin interpuși în toate regiunile, pe toată suprafața vieții? Nu știu, eu dacă aș fi fost în locul domnului Dragnea, aș fi făcut-o poate un pic mai bine, mai profesionist. Toată chestiunea aceasta, îl avem pe domnul Dragnea, avem domeniul Dragnea, avem și ciclonul Olaf, o să vorbim astăzi, este un ciclon care trece peste domnul Dragnea, dar mai ales peste noi, o să vedeți, schimbă totul, intrăm cu toții la răcoare, deci nu numai domnul Dragnea, o să vedeți cum e, nu știu dacă ciclonul Olaf a schimbat-o pe Elena Udrea, dar o să vedeți că este de nerecunoscut în ultima vreme, doamna Elena Udrea nu mai știe de unde să o apuci, nu mai știe când e ea, când nu e ea, s-a schimbat total, o să vedeți niște imagini șocante cu doamna Elena Udrea, nu știu regele Mihai cum este, pentru că se face un apel despre Marilena Rotaru, o apropiată a casei regale și o monarhistă celebră, cea care face ora regelui pe TVR, face un apel aproape disperat către, citând un prestigios medic român, face parte din Academia Oamenilor de Știință, în fine, citându-l, face un apel către casa regală, domnule, hai să vedem pe rege, în ce situație este, trebuie să vedem, să avem și noi un buletin, o să vorbim astăzi despre toate chestiunile acestea. Bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara. Tu dai sfatul lui Liviu Dragnea, tu ești un perfecționist, Radu. Dragnea e social-democrat. E din altă familie politică. Nu are aceleași ambiții. Eu aș fi făcut-o un pic mai complet. Adică nu aș fi creat interpuși doar la nivel de business. Aș fi creat în toate regiunile. Dar unde știi tu că are interpuși doar la nivel de business? Uite, în guvernul României n-are interpuși. Peste tot. Dacă deci, politică, doamna Sevil și de Șaraiman, ți se părea că este cumva o persoană, pe persoană fizică a domniei sale, nu ți s-a părut că e un interpus al domnului deci Dragnea? Deci avem la nivel de business interpus. Domnul Nișa, ți se pare politică. Că a ieșit așa din pădure de unde trăiește, să lăsluiește Popândău și s-a înfipt la Palatul Victoria așa din senin, nu ți se pare că e tot un interpus? Ba da, dar păi deci este o politică tot un business, Răzvan. Adică eu pentru cred că, unii cu certitudine. Pentru unii e mai mult decât un business, e un politică. Business bun. Da, de exemplu, avem această problemă politică deja care iar e cumva un business, problema MCV-ului, mecanismul de cooperare și verificare, ca să zicem așa. Acolo e MCV-ul. Acolo nu e niciun business, acolo... nu? Nu e niciun fel de business. Păi, n-are niciun fel de legătură opoziția Olandei la aderarea României cu portul Constanța, portul de Rotterdam, n-are nimeni niciun fel de conexiune pe această zonă, nu? A venit prim vicepreședintele Franz Timmermans. Da, prim vicepreședintele Comisiei Europene. A venit astăzi și ne-a explicat că nu e în regulă ce se întâmplă și ce facem. El ce nație e? Bulgar? El este olandez. Ai, olandez. Un celebru olandez. Și cumva săptămâna trecută președintele Comisiei Europene ne spunea că aderarea la Schengen e condiționată
politică. E condiționată de corupție. Deși inițial nu avea niciun fel de legătură corupția cu aderarea la Schengen, era un subiect strict tehnic, nu? Nu, înțeleg că a venit toată cu meciul. Știți că a jucat în România cu Olanda și a venit toată cu meciul. Dom'le, așa a bătut vântul încoace. A venit la meci și cu ocazia meciului a și făcut o declarație, ne-a bătut și la meci, ne-a bătut și obrazul, ne-a bătut și pe teren, ne-a bătut și pe obraz. Deci până la urmă am ieșit foarte prost. Dar se leagă lucrurile astea așa. Da. Mie mi-e frică de teoria conspirației. Dar ce facem când se petrece în realitate? Când se petrece în realitate, da. Că, e suspect. Ideea este că nu ne ridică acest MCV. Nu, acolo că rămâne la pământ. Suntem proptiți în treaba asta. La pământ cu MCV-ul. Da, când dădeam să intrăm și noi în Schengen, când ne puneam și noi niște speranțe, deja ne pregăteam, uite, Canada ridică vizele. Ne luase haine de Schengen. Ne puneam haine de Schengen. Domnule, tu intri în Schengen așa, cum stai în casă, cum stai în România. Dar știi că azi am auzit o știre că în Canada poți să te duci, dacă stai o perioadă limitată de timp, dacă nu rămâi acolo, să nu păi te nu mai pleci. Ce se întâmplă în Canada? Ai văzut de când a venit Trudeau, de când a venit Trudeau la putere, face e zăpăceală, e zăpăceală. Nu, primește până și români în Canada, adică n-are niciun fel de limită. S-a dat peste cap toată chestiunea. Cu adevărat frumos e ce se pretece în Palatul Parlamentului, acolo e distracția adevărat. Asta e Schengen, eu cred că în Schengen e o plictiseală cruntă. Da, când vine vorba de justiție și de reformarea justiției, imediat ne gândim la domnul Iordache, care s-a adunat împreună cu mai mulți doamne, generând poate cel mai frumos moment din istoria asta. Hai să vedem, domnul Iordache într-un moment important. De glorie. De glorie, din carieră. Deci ceva, n-ați mai pomenit așa ceva. Fiți atenți, cel mai tare moment al meu. Asociațiile profesionale le-au depus. Dar ca să putem discuta... Paul. Închide Paul, ridică și floarea, Paul. Da. Pe care asociațiile profesionale le-au depus. Dar ca să putem discuta... Ia uite! Iutați-vă! Deci, practic, Iordache a avut un moment în care controla situația, a căzut și după aia s-a panicat. Deci, există o... Radu, nu l-am văzut așa speriat nici la protestele, rezist. Adică, abia asta l-a dat peste cap pe domnul... Hei, dar observe așa... Atitudinea aia de nomenclatorist. Haideți, domne, stați la locurile voastre. Da, și după aici, dar ce se întâmplă. Dar uite-o pe doamna Steluța Cătăniciu. Să o facem vedetă pe doamna Steluța Cătăniciu. Dânsa e cea mai mare luptătoare din ALDE. Nu multă lume știe, a fost pedelistă când era mică, dar i-a trecut. S-a ridicat și s-a uitat pe geam. Să nu fie vreun Soros. Nu fie ceva, vreo multinațională care a făcut ce a făcut. Să comentezi, la un moment dat, domnul Iordache, da? El controla situația, după care s-a ridicat brusc, a avut senzația că a aruncat cineva cu ceva după el. Deci omul e pregătit. Deci omul reacția asta a avut-o, că eu știa ce spune. E o reacție de bun simț. E o mostră de bun simț din partea domnului Iordache. Au început, domnule, dar suntem la etaj aici, acum au nimerit. Nu, mie, doamna Steluța, mărturisesc că deși vedeta incontestabilă domnul Iordache, atenția mea este îndreptată către doamna Steluța Cătăniciu, care e revoltată. Deci nu e speriată, e revoltată. E revoltată. Mi se pare inadmisibil în Parlamentul României să votați de popor. Și intră curentul ăsta și vântul ăsta. Și uite că acum se ridică. Nu se vede doamna... Așa. S-a ridicat. Domnule, ce se întâmplă aici? Da? Și se duce să se uite pe geam. Că poate e cineva acolo. Deci, în primul rând, să iau astea de pe jos, că nu îmi place dezordinea. Uite cum intervine și domnul și închide geamul. E angajat așa. Și nu mai apare. Deci și se duce și ea însăși demnitarea un pic acolo și privește. Mai țineți minte imaginele cu Ceaușescu și cu Elena la balcon? Da. Când la un moment dat se aude un vuiet, se întâmplă ceva și vine, uite, domnul acesta, la asta mi-a adus aminte, domnul care a venit din spate și a închis geamul. Știi că a venit cineva în spate, pac, și era cineva agitat în spate, știi? Da. Cam la asta mi se pare imaginile pe care le urmărim acum. În egală măsură, nici natura nu mai tolerează legile astea. În egală măsură, domnul Iordache a înțeles și el ce se întâmplă când cineva cineva lucrează în spatele tău. Ce înseamnă să fii lucrat pe la spate. Deci iată momentul ăsta în care... Dar nu-i... Nu doamna Steluța Cătăniciu, drept, poziție de drept, închidești geamul ăla imediat. Doamne! Dar nu-i prima dată când se întâmplă ceva în spatele domnului Iordache. Se tot întâmplă lucruri pe la spatele dânsului. Majoritatea. Dar domnul Iordache lucrează pe la spatele nostru
Și, domne, la un moment dat, dacă vă aduceți aminte... Dar cum să nu ne aducem aminte de protestele rezist care au avut o sucursală și în Parlamentul României? Adică protestau oamenii la sediul central în fața Palatului Victoria și existau și protestatarii parlamentari în Parlamentul României, erau usteriștii pe acea vreme. A ieșit domnul Iordache într-o conferință de presă, declarație de presă și în spatele său, cu panouri, bă, jos da, corupția, Iordache... Curentul reformator. Curentul schimbării. Curentul schimbării. Bătea vântul schimbării. Bă, da, așa, cam la vreo Scorpio, 10, da. Cam la vreo 10%, da. Nu era un curent puternic, nu era vreun ciclon. Da. Nu era un ciclon. Deci imagini tensionate cu domnul Iordache, iată că se aruncă după el. Mie mi s-a părut, de-i vă zic sincer, uitându-mă la aceste imagini, mi-am dat seama ce înseamnă un om panicat. El tot timpul, știți, ați urmărit cum atitudinea găinilor, tot timpul m-a dus cu gândul la ideea de găină. Găinile tot timpul sunt panicate, tot timpul au un fel așa de a fi panicat, pentru că rata mortalității în rândul lor, rata criminalității în rândul găinilor este foarte mare. E foarte greu să scapă găina în viață. Da, se moare pe capete. Mai găină să nu fii. Uitați imaginile despre care cam vorbeam. Cam așa mi se pare și domnul Iordache. Tot timpul se întâmplă ceva, tot timpul se întâmplă ceva. Chiar e jenat, domnul Iordache. Ia uitați-l. În spatele domnului Iordache e curentul alt vânt, alt gen de vânt. Tu îți dai seama că acest Florin Iordache trăiește în două dimensiuni? E fie jenat, fie jenant, deci el nu are alte stări. Adică o stare de asta de normalitate în care dă cuvântul, ia cuvântul, explică niște puncte de vedere, poate are un interlocutor care spune îmi place cum ați punctat, nu există așa ceva. El fie jenant ca prestație, da. Fie jenat de ce se întâmplă. Deci el luase cuvântul și în spatele lui era vântul. E bipolar din acest punct de vedere. Nu medical, că nu avem voie să facem astfel de evaluări, dar e bipolar din punct de vedere care al comportamentului. Nu cumva era politic. Vorba în spatele domnului, despre ce, Radu? În spatele domnului Iordache, despre ciclonul Olaf? Ciclonul pentru că Olaf. Era clar că nu era un vânt obișnuit, era clar că se întâmpla ceva în spate. Mie mi se pare ciclonul Olaf. Toată ziua am auzit. E mâna ciclonului Olaf. Astăzi la știri am auzit despre ciclonul Olaf toată ziua. E prima dată am crezut că e o metaforă. Eu am crezut că e o glumă. Ciclonul Olaf face ravagii în România. Mă gândeam, îl saltă pe Dragnea. Da, corect, știm, face ravagii. Știm, da, păi de zi, dar asta știam. S-a întâmplat alaltă. Mă gândeam asta știre de ieri. Deci știre. De ce mi-o dat astăzi la știri? Da. Bună seara, doamna Romica Jurcă. Bună seara. Doamne, uitați, suntem cu această situație. Nu știm cum să punem problema. Deci chiar există ciclonul Olaf sau a fost o glumă a presei? Meteorologii francezi, germani, nemți da? Au hotărât să pună denumiri. Deci de la nemți vine tare. Anticiclonilor ce apar pe continent. Și acest Olaf, au denumit ei un ciclon situat cumva la... nord-est de Islanda, la nord-vest de Marea Norvegiei, cam la sud de Groenlanda. Aha. În domeniul respectiv, unde presiunea atmosferică este mai scăzută, acest Olaf ar fi generat un alt ciclon, Michael, în nordul peninsulei Scandinavia. Olaful ca valori de presiune la centru este pe ducă. A, e pe ducă, am înțeles. Da. Bine, asta vreau să ne confirmați, pentru că ni s-a părut o ironie și ne-am gândit, MCV nu există, nu există ciclone MCV, nu? Adică să știu la ce n-ați auzit. Acest nume de botez n-a fost încă folosit. Încă momentan. Întrebuițat, că tot pe zona aceea, Olanda, Germania, zona aceea ne vine. Bine, mulțumim frumos. Cu plăcere. Deci ne-am lămurit, că aveai curiozități. Nu e o metaforă, Radu. Românii va fi marcat de precipitații și de o masă de aer rece. Deci până la urmă se intră la răcoare. Asta ne încearcă știrea asta, cam să ne transmită. Deci natura se mulează pe viața și opera Partidului Social Democrat. Urmarea ciclonului Olaf, uite ce zice. După care zice, vine din zona Italiei, deci cumva manipulite. Manipulite. Se merge pe zona asta. Unde a fost? Vine din zona Italiei. O zonă controlată de mafie în sudul Italiei, acolo. Nu, are sens. Natura asta nu e haotică. Marcat de temperaturi scăzute. Deci, practic, începutul săptămânii viitoare va fi marcat de temperaturi scăzute. Și de salarii scăzute începutul anului viitor, am înțeles, dar acolo încă sunt speculații, încă se dezbate în ceea ce privește condițiile meteo, lucrurile sunt clară treaba și scad foarte. Gradele, asta e foarte important. Scad în o țară unde sunt multe grade, atenție, noi ca grade suntem tot timpul foarte bine, asta tot timpul, din punct de vedere al gradelor, totdeauna am stabil, nu dacă noi doi. Dacă nici grade n-avem, noi doi, în țară, dacă n-avem grade, n-avem nimic. Da. Adică... da, și în ultimul timp aceste schimbări meteorologice, nu știu, eu aș pune pe acest fond și schimbarea doamnei Elena Udrea, care, dacă veți vedea imagini participând la o nuntă, cred că o nuntă era acolo, domnule, nu mai puteți recunoaște, s-a schimbat de tot doamna Elena, au schimbat-o pe Elena Udrea.
ce au făcut din ea, unde e Elena Udrea, cea pe care o știam. Iată, puteți vedea undeva în colțul... Dar spune care e Elena Udrea. Stânga, în niciun caz... Nu este în smoking. În niciun caz nu are papion. Deci nu are papion, nu e în smoking. Deci să le luăm până eliminare. N-au schimbat-o chiar într-o asemenea măsură. Dar mai rămân trei variante greu de deslușit. Elena Udrea și-a schimbat look. Deci zi-mi, Radu, nu ne ține în suspans până pune ochelarii, extremă dreapta sau extremă stânga? A... Poate fi oricare dintre ele. Atenție. Poate fi și în ce centru. Ce despre adică domnul din centru, cel cu papion, este următorul lucru. Centrul este stânga. Model, este Adrian Alexandrov. E mai tânăr cu 12 ani ca doamna Mulți Udrea. Înainte. Și înțeleg că dânsul este artizanul acestei schimbări a doamnei, care cumva vrea să țină pasul cu situația. Deci iată-o pe doamna Elena Udrea în zilele noastre. Dacă vreți să vă întâlniți cu ea pe stradă întâmplător, să știți să o recunoașteți. Elena Udrea. Doamne ferește să se emită vreun mandat de arestare european, că Interpolul nu știe de unde s-o agați. Adică dai o poză de aia veche, celebră, trece femeia pe-n vamă fără niciun fel de stres. Adică, dar ceva schimbat și nu mă refer doar la păr. Senzația este că doamna Udrea se pregătește... S-a schimbat cu totul. Își pregătește scăparea. L-ați văzut pe Sebastian Ghiță cum s-a transformat. Doamna Elena Udrea o ia treptat. Își construiește un nou look, un nou... Ea cumva va scăpa nepedepsită bazându-se pe schimbarea aceasta de look. Dumnezeu, să-și pune un ecuson. Și noi nu mai recunoaștem. Da, adică. La aeroport să apară Elena Udrea. Elena Udrea și domnul stânga, dreapta. Asta ar fi o interpretare. O altă interpretare este că Elena Udrea ar lua-o cumva de la capăt. Vrea să o mai ia de la capăt încoată. Se mărită cu milionar sau era milionar Cocoș când s-a măritat cu Udrea? Nu mai știu, avea un Wolfsit sau care era povestea? Nu, era bugetar. Era contabil la o societate de stat. Era da. Parcagiu. Lucra în domeniul parcărilor. Da, ideea este că doamna Elena Udrea a încercat o perioadă pe zona teologică, a încercat să intre pe nișa aceasta, da. A teologiei cu tare, după care s-a întors la vechile valori. Azi, domnule, nu funcționează și iată, o puteți vedea. Jurnaliștii din Click spun în felul următor, da. Costânzeana modernă. Ironiile detalii. Da, de eu mă gândeam, dar cum se numea personajul ăla închis într-un turn? Că nu mai țin. La noi acum Goldilocks? Goldilocks era într-un turn? La noi sunt foarte mulți închiși în turnuri acum. Știi că era o prințesă într-un turn și își lăsa părul să crească, încerca să coboare. Nu mai țin minte cum se numea personajul. Poate ar trebui să fie o inspirație pentru doamna Întrebarea Udrea. Care se pune este dacă mai e o admiratoare a dânsei. Dacă se menține starea de admirație. Nu știu dacă îi place nou. Pentru că look. Cu noul look nu cred că... Adică lucrurile sunt radical diferite, radical schimbate totuși. Însă ceea ce aș vrea să remarc, că nu este singura doamnă din politica Rapunzel. Românească. Rapunzel, mi-am amintit. Deci Rapunzel. Deci e un Rapunzel modern. Nu e o Costânzeana modern, e un Rapunzel modern. Poate închis la un moment dat într-un turn. Pui etichete cu prea multă ușurință. De parcă aș fi de la DNA. Dar aș vrea să mai vedem o altă doamnă schimbată a politicii din România. O vedem în imagini pe doamna Raluca Turcan. Bine că nu e Alina Gorghiu. De-a lungul istoriei, însă s-a tot schimbat. A tot avut o dinamică a existenței. Iată, acum asta este ceva mai apropiat de prezent. Așa mai apropiat de realitate. Dânsa evoluează. Asta înseamnă evoluția. Cumva. Asta este evoluția. Aici nu e doamna. Puteți da jos butiera. Asta mi se pare. Asta mi se pare. De aici s-a plecat. Ca să... E important să știm unde a fost un moment de cotitură. Nu, de aici a plecat. Nu a plecat de aici. N-a plecat de aici? Nu, mergem mai departe în arhivă. Aici a fost, a oscilat. Aici era între PDL și PNL la un moment. Cred că era în PLD. A un PLD. Bine. Văd un PLD aici. Aici văd un PLD. Iată, aceasta este doamna... Aici era democrat-liberală fermă. În prezent. Nu, încă n-am văzut-o în prezent. Dar vreau să mergem cât putem de departe, în negura istoriei. Să vedem pe doamna Raluca Turcan pe vremea când era Raluca Turcanu, parcă se numea aici înainte. Aici semnează un prim contract din viață. Primul contract e cel mai greu, iată, mai ușor. Da, aici s-a pornit. Da, aici s-a pornit. Iată. Da. De aici s-a pornit. De la emisiunea și s-a construit mult. S-a construit mult. S-a tot pus. E imagine din anii 2000 și vedeți acum 15-16 ani mai târziu. Deci pe figura doamnei Raluca Turcan vedeți evoluția țării ăsteia, care a plecat cu greutate din zona, uitați-vă, de fără prea mari șanse de victorie a plecat, 1996-97, când era aici? De ce ai zis? Era 2003-2004. Cum 2003? Aici la... Da, tu știi, era, avea tu că emisiune în 2003, da? Da, mai aveam. Era pe final. Era când te cădă lăbătă. Era ultima forțare. Așa, dar mai avem... Aici apare biroul la doamna Chioveș. În ce scuze, am văzut biroul de multe ori la doamna Chioveș. Mi-ai făcut un interviu acolo?
Nu știu, pare în birou la domnule. Nu, eu n-am făcut niciodată. Ce-ai trecut așa discret pe întrebările? Eu vreau să văd dacă ești atent la conversație sau ești fascinat. Mai avem încă o doamnă importantă care a avut și dânsa. Practic, asta înseamnă tranziția. Ce vedeți aici, asta e tranziția politicii românești. Politicii românești. Dar n-am avut doar guvernări de dreapta, așa că onest ar fi să mergem și în zona stânga politicii, că avem și acolo doamne transformate. Hai să vedem, doamne, metamorfozate. Da. Doamna Olguța când era... A trecut și-a pus studioul ăla? A trecut, păi nu, că le-a strâns pe toate. A zis să scape. Ia uite că se și mișcă. Fiți atenți. E dinamică, mereu a fost dinamică. La oaltă cu, persoane, am fost, de exemplu, într-un proces de calomnie și înaintea mea erau niște... Deși pe vremea avea probleme. Vezi că a zis proces de calomnie. Ce vreau să vă spun este că doamna Olguța Vasilescu a avut întotdeauna probleme. Întotdeauna s-a luptat cu sistemul, indiferent care a fost ăla. Tu constați că primele vorbe au fost proces de calomnie? Acum, când ne pregăteam noi de ironiile noastre extrem de fine și aluzive... Nu-i vorba de ironie, noi facem niște constatări. Noi încercăm să constatăm dinamica asta. Uite, și tu că avea până, avea mai multe chestii. Da. Nu mai, dați-o pe doamna, așa. Așa, să revenim la doamnă. Haide, domnule, ne agitați atâta. Deci, practic, vreau să vă spun că s-a mers din bine în mai bine, practic, din punct de vedere al politicii. Dar cu niște momente în care părea că lucrurile au luat în direcția greșită, dacă îmi permiți această analiză vizuală. Da. Cert e că aici avem o Lia Olguța Vasilescu PRM și ce trăim noi în prezent este Lia Olguța Vasilescu PSD. PSD și adică nu numai. Adică să se vadă schimbarea, s-a și vopsit roșcat, tocmai ca să marcheze trecerea către partidul roșu. Și haideți să o marcăm și noi ca trecere pe doamna, ca trecere până emisiunea noastră, pe doamna Chioveși, deși în momentul când zici, domnule, a trecut Chioveși pe acolo, parcă nu e chiar. Ne-a călcat doamna Chioveși. Doamna Codruța Chioveși a avut și dânsa o oarecare dinamică, dar nu ne permite în genul ăsta de ironii. Nu. Suntem un pic mai... Am mai râs ieri de serii și ai văzut ce s-a întâmplat. Vreau să ne retragem glumele cu serii de ieri. Aș vrea dacă se poate să retragem glumele. Dar dați-ne rating înapoi. Nu ne luăm glumele, dumneavoastră ne dați rating. Hai să facem... Haideți, domnul Marincea, că a fost manevra. Așa, prietenește. Dar ce v-a supărat așa? Ce v-a supărat pe ora a doua așa? Hai să vedem pe Laura Codruța Chioveși, care este prezentată în Rusia ca fiind un succes al anticorupției noastre. E prezentată totuși într-o zonă opusă domnului Putin. Adică e o televiziune independentă. O televiziune independentă. De, Europa Liberă, cum era Europa, Vocea Americii. Cum e Sputnik, doar că invers. Sau un fel de Sputnik pe de-am dosele. Doar că invers, da. Hai să vedem cum este prezentată doamna Codruța Chioveși acolo. Ca să-i facă în ciudă lui Putin. A. Bine. Materialul este pentru cei care au făcut rusă la școală și bănuiesc că suntem mulți. Ne adresăm mai multor tipuri de public acum, n-am vrea să... Dar lucrurile sunt clare, 668, 21, 16... Cifrele adică, lumini întotdeauna, cifrele sunt și în rusă și în română. Indiferent de limbă, lucrurile sunt la fel. Ceea ce e important de precizat în urma vizionării acestui material, cu Google Translate în principal, că altfel e greu de înțeles... Că doamna Chioveși este modestă. E atât de modestă încât trăiește captivă în 55 de metri pătrați, atât are apartamentul domniei sale. Și adevărată informația, nu? Nu știu, Radu, că n-am măsurat, n-am schema. Nu știu, eu vreau să văd dacă ai trecut pe acolo, dar să încerc. Am încercat o mică capcană. Da. Metri utili. Erau metri pătrați locuibili. Sau erau inutili. Cu dependințe. Da. Ideea este că doamna Chioveși este prezentată ca fiind foarte modestă din punct de vedere al averii. Din punct de vedere al reușitelor profesionale, știm cu toții... Nu e loc de modestie. Nu e loc de modestie. Nu e loc de modestie. Noi nu mai avem loc în emisiunea asta de publicitate. Luăm o scurtă pauză, revenim apoi cu un subiect extrem de important și nu o spunem doar ca să așteptați să treacă publicitatea, să vă uitați la noi. Chiar e ceva interesant. Pa, bună România! Da, bună România, situația în cazul Casei Regale este destul de greu de deslușit. În acest moment avem și un apel făcut de o apropiată a Casei Regale, doamna Marilena Rotaru, jurnalistă. Jurnalistă regalistă. Jurnalistă regalistă face emisiunea Ora Regelui pe TVR. Este cea care i-a luat interviu în anul 1991, regelui Mihai, un celebru interviu. Deci nu e chiar... nu e chiar oricine în această conversație. Doamna Marilena Rotaru are și o pagină de Facebook. A postat acolo un mesaj pe care l-a primit de la doctorul Nicolae Constantinescu, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România. Spune în felul următor, doctorul Constantinescu.